Sunteți gata de o nouă serie? Here we go! Așa fi. Dragilor, pentru luna martie am decis să repetăm figura din ianuarie. V-am întrebat pe Instagram și pe YouTube la Communities dacă vreți să repetăm figura din ianuarie în care am postat odată la două zile, dacă vreți să mai facem o astfel de serie și în procente imense mi-a spus că da, vreți și mi-ați lăsat și mesaje și mă bucur foarte tare că v-a plăcut seria din ianuarie și vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat și că ați fost lângă mine și bineînțeles că am decis să repet figura dacă voi ați fost atât de entuziasmate și prin urmare în luna martie o să postez odată la două zile, că a venit primăvara, a venit căldura, a venit soarele, eu filmez dintr-o zi fabuloasă de noiembrie. Cel puțin așa se arată la mine, deși știu că în calendar este altă zi. Și pe lângă asta trebuie să luăm un moment și să apreciem faptul că m-am îmbrăcat în portocaliu. De câte ori în viața asta m-ați văzut voi îmbrăcat în portocaliu? Cred că de 5 ori maxim. Și scotoceam prin șifonier, zic, cu ce mă îmbrac eu pentru clipul de astăzi, ca să nu mai repet bluzele și rochile pe care le-am purtat în ultima vreme. Și am dat de bluza asta, pe care de altfel n-am mai purtat-o de nu știu câțiva ani, pentru că nu port portocaliu, după cum bine știți, este una din culorile pe care le detest. Chiar nu-mi dau seama ce Dumnezeu a fost în capul meu în momentul în care am luat bluza asta și oricum cred că e ultima dată când o port, dar am zis că de dragul divertismentului și de dragul diversificării, hai să port și portocaliu și hai să schimbăm. Așa, dacă mă vedeți verde la față sau la păr, să știți că e vina bluzei. Trecem peste clipul ăsta, supraviețui. Deci, de astăzi, începând până pe 31 are martie, nu? Pac. Așa, până pe 31 o să postăm în fiecare zi cu număr impar. Pe 1, pe 3, pe 5 și tot așa. Așa că vă aștept pe canalul meu, vă aștept să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja și astăzi deschidem seria asta de clipuri cu subiectul meu preferat din ultima vreme, după cum bine știți, și anume cu o discuție despre eleganță. Astăzi m-am gândit să discutăm despre 7 lucruri pe care o classy lady le face. Mie îmi place foarte mult termenul ăsta de classy lady pentru că însumează cumva ideea de femeie elegantă, de eleganța aceea clasică, dar în același timp cred că poate fi inserată și un aer din ăsta modern și în momentul în care mă refer la o classy lady, mă refer la o femeie cu eleganță modernă, dar care are acele elemente de bază, atât de etichetă, cât și de eleganță, cumva însușite. Și înainte de a trece la punctele din clipul de astăzi pe care vreau să le discutăm, ce aș vrea să rețineți, atât pentru clipul ăsta, dar și pentru alte clipuri, este că diferența majoră dintre o femeie elegantă și o femeie doar care se pretinde elegantă, o femeie care mai mult apelează la ipocrizia aia, este că femeia cu adevărat elegantă are trăsăturile astea, dar și alte trăsături pe care nu le-am inserat de cauza timpului în clipul ăsta, le are însușite. Adică, spre exemplu, ca să vă dau un exemplu mai concret, când ești cu adevărat o femeie elegantă, nu mai trebuie să stai să te gândești când ieși undeva la felul în care mănânci. Îți este natural, da? Îți este regulile de etichetă, de manieră, îți sunt naturale, îți fac parte din ceea ce ești tu. Indiferent că mănânci acasă și mănânci o salată banală, indiferent că mănânci la un restaurant de 5 stele, este același lucru pentru tine, te comporți la fel. Asta înseamnă a fi elegant, înseamnă ca lucrurile astea să-ți fie naturale și chiar dacă tu te-ai născut într-un mediu în care lucrurile astea erau ceva uzual, ți le poți însuși în timp și le poți face să fie parte din tine și poți să te identifici cu lucrurile astea. Pentru că am văzut că în mintea multora din fetele care mă urmăresc se creează confuzii la modul dacă ies undeva trebuie să mă comport nenatural. Nu, trebuie să fie natural să te comporți așa. Trebuie să fie ceva natural pentru tine să porți o rochie. Trebuie să fie ceva natural pentru tine să porți tocuri. Adică chestiile astea să le faci ca și cum ar fi ceva uzual. Nu să se vadă că ești
ieșite din contextul tău clasic, în momentul în care pui o rochie pe tine, în momentul în care pui un costum pe tine, în momentul în care porți tocuri și așa mai departe. Cel mai bun exemplu ar fi pe o chestie pe care le-a zis-o profesorul nostru de istorie din liceu băieților, și anume când venea vorba de îmbrăcat în costum, pentru că, bineînțeles, ei fiind tineri și foarte masculi emancipați, spuneau că, vai, doamne, ce e oribil să porți costum, e îngrozitor, și câțiva dintre ei, când trebuiau să facă poze și așa mai departe, erau chinuiți de treaba asta, că nu am cum să port costum. Și profesorul de istorie a venit și le-a spus, ca bărbat, trebuie să te simți în costum exact cum te simți în pijamale, adică să-ți fie atât de comun faptul că porți costum ca și cum porți pijamale. Și este la fel valabil și pentru femei. Fie că vorbim de topuri, fie că vorbim de îmbrăcat elegant, pentru că dacă vă veți uita în jurul vostru, veți vedea multe femei care se îmbracă elegant doar pentru un anumit eveniment. Fie că e vorba de o nuntă, fie că e vorba de o conferință, fie că e vorba de o ședință importantă și așa mai departe. Sunt o mulțime de exemple și se vede că le este nenatural acel aspect. Se vede că le este nenatural stilul ăla de a se îmbrăca și se vede că nu se simt bine, se vede că sunt incomode, se simt cumva constrânse și exact asta trebuie să evitați. Adică asta diferențiază cu adevărat o femeie elegantă de o femeie care lucrează doar pentru aparențe, care este, practic promovează ipocrizia, da? Și eu asta îmi doresc de la voi, să înțelegeți că lucrurile astea trebuie să le însușiți și să vă devină natural. Cum faceți asta depinde de voi și depinde de contextul în care sunteți și de asemenea depinde de timpul pe care îl acordați, pentru că pentru unele va dura mai mult să vă însușiți lucrurile astea, pentru altele mai puțin. Așa cum vă spun și eu, sunt anumite lucruri și anumite aspecte la care lucrez care îmi iau timp, adică durează. Așa, pe când sunt alte aspecte, cum ar fi purtatul de rochii, care sunt extrem de naturale și sunt extrem de ok și la îndemână și nu mă simt inconfortabil. Toată polologia asta a vrut să însumeze, de fapt, definiția mea pentru classy lady și dacă soarele ăsta ar putea să nu se mai joace atât de printre noi, ești mulțumit foarte, foarte mult. Dacă nu, o să mă supăr pe ei. Și că tot am adus vorba de asta, primul lucru pe care classy lady îl are ca atribut sunt manierele la masă. Nu există. Bine, eu cred că manierele la masă ar trebui să fie ca spălatul pe dinți, adică să-l facă toată lumea. Mă rog, trăim în România, știm că nu toată lumea se spală pe dinți, but still. Cred că manierele la masă ar trebui să fie un lucru pe care să-l înveți din școală. Adică dacă ar fi după mine să refac toată programa școlară, aș insera foarte, foarte multe lucruri din astea esențiale pentru viață și manierele la masă, da, le consider niște lucruri esențiale pentru viață. Este, lăsând la o parte faptul că trebuie să știi cum să ții furculița și cuțitul, lăsând la o parte faptul că trebuie să știi cum se așează în farfurie și dacă vreți să discutăm și despre treaba asta, este foarte important să știi cum mănânci, pentru că, da, știu, trăim în era fast food-ului, trăim în era mâncatului cu mâinile, trăim în era în care lejeritatea este la ea acasă, dar ce ne facem când se întâmplă să ne lovim de acele situații în care trebuie să ne comportăm adecvat? Da, o să veniți și o să ziceți, cum ziceau colegele mele în liceu când vorbeam despre treaba asta, păi mă uit la ce face ăla la altul și fac și eu ce face el. Dar de unde știi că celălalt ăla de lângă tine face bine ce face? Asta o dată. În al doilea rând, s-ar putea să fii la un dineu, unde nu ai ocazia. Știți că la dineul se stă în picioare. Unde nu ai ocazia să observi ce fac ceilalți. Sau dacă ești la un bufet suedez, ce faci? Ce faci dacă ești la un bufet suedez? Sau dacă ești la o masă unde cel de lângă tine este la un metru și ceva, mai ales acum în perioada asta cu distanțarea socială, din momentul în care se vor redeschide asemenea evenimente, cel mai probabil distanțarea cam asta va fi, minim un metru și jumătate. Dacă nu vezi din farfuria lui, să vezi ce face. Pe lângă asta, este foarte neplăcut să observi pe cineva că se holbează la tine când mănânci, pentru că dacă vrei să-i copiezi mișcările, asta faci în ultimă instanță. Te holbezi la el să vezi ce face, îi urmărești fiecare mișcare, iar omul respectiv o să simtă.
Deci, da, nu este o soluție să zici copiez ce face ăla de lângă mine. Prin urmare, trebuie să ai niște lucruri măcar minime însușite. Pe lângă asta, manierele la masă te ajută să-ți dai seama ce preparate să consumi sau nu într-un anumit context. Spre exemplu, știați că nu e indicat, nu e bine să mâncați salată verde în public sau mai ales la o întâlnire. Da, pentru că salata este extrem de greu de mâncat și nu se taie. Iar salata de obicei vine ruptă cu mâinile și sunt bucăți foarte mari de salată pe care dacă pui dressing s-ar putea să te faci toată, numai dressing, de la gură în jos. Și nu e indicat să mănânci salată în public. La fel de bine, nu sunt indicate spaghetele. Mai trebuie să explic de ce? Ei, lucrurile astea nu le poți face din senin și atunci trebuie să-ți însușești anumite calități. Trebuie să ai grijă de treaba asta. Iar classy lady întotdeauna știe cum se mănâncă, ce se mănâncă, cum să se comporte la masă. Și cred că, repet, ar trebui să ne fie ceva natural treaba asta cu mâncatul și cu manierele la masă. Adică n-ar trebui să fie o chestie așa de SF pe care o citim într-o carte și să zicem, mamă, uite, carte de SF. Nu. Apoi, următorul atribut pe care o classy lady îl are este respectul de sine. Și când vorbim de respectul de sine, nu mă refer doar la încrederea în sine, pentru că știu că am mai discutat treaba asta și în general se bate mult moneda pe treaba asta, ci este ok, este bine și este important, dar respectul de sine, cel puțin din punctul meu de vedere, implică mai mult. Iar respect de sine implică și să știi să ieși dintr-o relație când relația aia nu mai este benefică pentru tine, fie că vorbim de o relație amoroasă, fie că vorbim de o relație de afaceri, fie că vorbim de o relație de prietenie. Respectul de sine spune să nu te pui în posturi delicate, să nu faci compromisuri care s-ar putea întoarce împotriva ta sau să faci lucruri doar de dragul de a le face sau doar de dragul cuiva. Respectul de sine presupune să știi cât valorezi, ce valorezi și să nu te înjosești pur și simplu pentru anumite lucruri. Este foarte important să ai respect de sine, este foarte important să știi ce valorezi ca om, este foarte important să știi să-ți acorzi acel timp pentru tine, pentru că vine timpul ăla pentru tine, acordat ție, vine tot din respectul de sine. Iar cei din jurul tău te vor aprecia cu atât mai mult cu cât tu arăți că ai respect de sine, cu cât știi să pui piciorul în prag, să spui nu, de data asta nu mai duci de nas, nu, de data asta nu mai profiți de mine, nu, de data asta eu contez prima, cu atât mai mult o să vedeți că oamenii din jurul vostru vă vor respecta. Și dacă vor exista oameni care vă spune, a, păi ești egoistă dacă acționezi așa, înseamnă că oamenii ăia nu îți sunt util, nu sunt pentru tine. Și așa cum am mai discutat și în alte clipuri, este bine să știi când să te îndepărtezi de asemenea oameni și trebuie să te îndepărtezi de asemenea oameni dacă vrei să te progresezi. Dacă nu, vei rămâne în același stadiu. Un alt atribut al unei classy lady este că trebuie să progreseze din punct de vedere intelectual. Și când spun asta, nu mă refer doar la a-și termina studiile, ci mă refer la a se informa constant, la a învăța constant lucruri noi, la a avea hobby-uri, la a-și dezvolta pasiunile pe care le are, la a citi foarte mult, la a fi în permanență curioasă și la a învăța, practic, constant. Pentru că învățatul nu se termină niciodată atunci când s-a terminat educația formală, să spunem, când ți-ai terminat școala. Multă lume crede că terminat cu școala, gata, nu mai trebuie să pun mâna pe o carte. Nu, din contră, în momentul în care ai terminat școala, în momentul în care indiferent despre ce nivel vorbim, în momentul ăla trebuie să începi să înveți mai mult și să citești mai mult și să pui mai mult mâna pe o carte, pentru că scuza multora, dacă mi-aduc eu bine aminte, în facultate este n-am timp să citesc că am prea mult de învățat. Ok, bun, și după ce termin de învățat, după ce termin facultatea, care e scuza? Am prea mult de lucru, nu pot să stau să citesc. Da? Deci, nu cădeți în capcana asta.
dacă vreți să evoluați ca femei. Și vă ajută foarte mult. Vă ajută foarte mult din punct de vedere intelectual, vă ajută din punct de vedere al vorbirii, vă ajută din punct de vedere al gândirii să citiți. Fie că citiți beletristică, fie că citiți cărți de self-help, fie că citiți cărți de economie, de filozofie, de nu știu ce, care sunt interesele voastre, o să vă ajute foarte mult. Important este să citiți. În timp vă veți dezvolta abilitatea asta sau pofta asta de a citi și de a afla lucruri noi și vă ajută foarte mult. Aici nu vorbesc doar de cărți, da, fizice, ci vorbesc și de tratate, de studii puteți să citiți dacă sunteți într-un anumit domeniu. Citiți studii pe diverse teme care se fac în anumit... Cercetarea la noi din România știm că este sub nivelul mării și din păcate la noi în România nu prea se mai... fac studii, nici nu știu dacă s-au făcut vreodată studii, dar citiți studii pe domeniul vostru. O să vă ajute foarte mult să vă dezvoltați sau să vă ajute studiile astea iarăși. Îți dau un indiciu de cum progresează lumea, de direcția în care o iau lucrurile. Te ajută să prevezi foarte multe lucruri. Citiți tratate în domeniul vostru, nu știu, depinde de domeniul în care lucrați. Citiți tratate, iarăși tratatele astea de medicină, de psihologie, de care e domeniul vostru, o să vă ajute să progresați, da? Nu o să fie ceva nenatural, că poate te trezești cu unul care vine și vorbește despre un anumit tratat sau vorbește despre un anumit articol dintr-o revistă de specialitate. Contează foarte mult că pentru tine este un plus foarte mare că vii și spui, am citit articolul ăla, eu am o altă impresie sau părerea mea este alta sau eu cred asta despre acel articol sau despre ideea care s-a dezbătut în articol. Foarte, foarte important. Da? Nu trebuie să vă limitați la, am terminat facultatea, gata, acum mă duc și stau pe canapea și mă uit la Netflix. Ok, te poți uita și la Netflix, da. Între timp mai fă și asta. Un alt atribut al unei classy lady este că se îmbracă întotdeauna cu gust și conform evenimentului la care participă. Știu că bat mult moneda pe asta și cred că pe toate temele astea am tot bătut moneda, dar asta pentru că sunt importante și am observat că de-a lungul timpului asta fac femeile elegante, asta fac femeile care avansează în viața lor, asta fac femeile care ajung în funcții importante. Nu este o rețetă din aia de succes, că când aud întrebarea aia tâmpită cu care e rețeta succesului tău? Nu există o rețetă a succesului, există un tipar și în general ăsta e tiparul, cam la toate ăsta e tiparul, da? Și da, știu că am mai vorbit despre îmbrăcat și despre felul în care arăți, dar femeile, o classy lady se îmbracă întotdeauna cu gust și mai ales adecvată evenimentului la care se duce. Nu pot să nu bat moneda suficient pe treaba asta pentru că văd în fiecare zi niște derapaje, așa știți, de la axa aia pe care ar trebui să mergem și este atât de simplu de urmat axa aia de nici nu vă imaginați. Poate voi face mai multe clipuri în care să exemplific ce înseamnă a te îmbrăca ca o classy lady, dacă vreți să-mi spuneți și voi în comentarii. Dar, da, este foarte important, în primul rând, să știi care e evenimentul la care te participi, fie că este vorba de o ședință la birou, fie că este vorba de un cocktail, fie că este vorba de o întâlnire cu prietenii. Acum, pe cinstite, nu e nimic mai penibil, chiar și între prieteni și între prieteni apropiați, să mergi, nu știu, să vă adunați, să jucați, să aveți o seară de jocuri, spune în cazul, și să vă... și tu să fii împopoțonată ca de bal. Cât de prieteni ți-or fi ei și cât de mult ori iubi și cât de mult țin la tine și la cât de bine te cunosc, tot se uită la un moment dat așa ciudat, da? Adică nu mergem, nu știu, nu spun scenariu clasic, ca prietene, ne adunăm să facem prăjituri. Dacă ne adunăm să facem prăjituri, se presupune că e un context din ăsta familiar, nu? Casual. Nu mă duc îmbrăcată ca la bal, da? Cu toate accesoriile mele de operă, că nu e locul, adică acolo tu trebuie
să te simți prost, nu cele care au venit îmbrăcat de casual, știți? Și apropo de asta, că mi-am adus aminte, niciodată o classy lady, o femeie elegantă, cum vreți voi să o numiți, niciodată nu o să încerce prin ținuta ei, prin aspectul ei, prin comportamentul ei, să facă pe altcineva să se simtă prost, pentru că știm scenariile alea în care mă îmbrac așa, să le fac pe toate alte, să se uite la mine sau să mă invidieze. Nu. Nu este un scenariu sănătos și o femeie care este stăpână de sine, care are respect de sine, nu face niciodată așa ceva, da? Tu te îmbraci elegantă pentru că așa ești tu, pentru că asta te definește pe tine, pentru că așa îți place ție să te prezinți, pentru că așa vrei să fii percepută de ceilalți. Nu te interesează ce stil abordează alții, nu trebuie să-l comentezi, nu trebuie să-l judeci dacă alții nu sunt ca tine și decid să nu abordeze același stil ca tine și decid să nu se comporte ca tine, no problem, nicio problemă, da? Fiecare face ce vrea și decide să facă, să se expună cum dorește. Nu este datoria ta să îi dai lecții sau să-l judeci. Deci, mare atenție la capcana asta. Uite, spre exemplu, asta era o chestie pe care bunica mea încerca să mă învețe tot timpul când eram mică. Îmi zicea, uite, tu trebuie să fii îmbrăcată mai elegant decât alealte, tu trebuie să fii mai bine îmbrăcată, tu trebuie să fii mai aranjată ca să le faci pe toate alealte să pară că sunt mai proaste decât tine. Ce legătură avea una cu alta. Din fericire, doamne să rămână, din fericire nu s-a lipit de mine treaba asta și niciodată nu am mers pe premisa asta. Un alt lucru important pe care o classy lady îl face este că are obiective și are un scop în viață, se ocupă de ceva, face ceva cu viața ei și asta pentru că ține tot de respectul de sine. Nu trebuie să stai să aștepți să vină cineva să-ți aducă lucrurile pe tavă, apropo de stereotipurile despre care vorbeam într-un clip trecut. Nu trebuie să dai impresia că ți se cuvine totul fără să faci nimic. Nu contează cum percep ceilalți lucrurile pe care le faci, ci contează ca tu să ai obiective, ca tu să faci ceva cu viața ta, ca tu să te simți bine cu ceea ce faci. Nu poți să stai ca planta toată ziua pe canapea, să te gândești, ce bine e să stau să nu fac nimic. Pentru că, în general, atât femeile de succes, cât și femeile elegante din toată lumea asta au tendința asta de a evolua, de a face ceva cu viața lor. Dacă ai o situație din aia materială unde nu trebuie să muncești și totul e perfect și toate lucrurile sunt aranjate, te poți implica în tot felul de cauze umanitare, sociale, poți face tot felul de evenimente caritabile, te poți ocupa de aspectul ăsta pentru că restul vieții tale este aranjat. Dacă ești mamă și să spunem că nu ai un job, proiectul tău trebuie să fie copilul tău sau copiii tăi, ocupă-te de asta, formează-ți niște obiective în sensul ăsta. Dacă ești o femeie de carieră, formează-ți obiective în sensul ăsta. Dar încercați pe cât posibil să nu mai lăsați lucrurile să meargă, să treacă pe lângă voi, să meargă viața pe lângă voi, să ziceți mi se întâmplă și mie lucruri. Nu asta e atitudinea pe care trebuie să o aveți. Trebuie să căutați să progresați. Fie că vorbim din punct de vedere profesional, personal și așa mai departe. Încercați să aveți obiective pe fiecare plan al vieții voastre. Încercați să vă concentrați pe viața voastră și ăsta este un aspect iarăși foarte important pentru că multe femei cad în capcana de a fi sclavele altor persoane, fie că vorbim aici de soți, de copii, de șefi și așa mai departe, da? Multe femei au tendința tocmai din dorința asta de a face și de a da foarte mult de la ele și de a demonstra că ele pot și ele sunt și de a avea grijă, ajung să devină sclavele altor persoane și este o capcană în care nu trebuie să cădeți. Este ok să ajuți un om, este ok să fie alături de partenerul tău de viață, este ok să susții copilul, să-l ajuți, este ok să muncești la job și să dai cei mai buni de la tine la job. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te acapareze cu totul și să fii tot total acaparată de subiectul ăla, de domeniul ăla și tu să nu mai ai obiective. Pentru că, iarăși, aud foarte multe, vorbesc mult cu voi pe Instagram și asta mă bucură,
Vă aud pe multe dintre voi, păi eu nu am timp de mine, nu am timp să mă ocup și eu de pasiunile mele, n-am timp să fac și eu ceva pe lângă, mi-aș dezvolta și un business, dar n-am timp, că am copii, am soț, am job, nu am timp. Și trebuie să echilibrați balanța cumva. Adică este ok să muncești, este ok să fii lângă omul de lângă din viața ta, este ok să ai copii și să îi susții și să îi crești, dar echilibrează cumva balanța, da? Găsește acele lucruri care te fac să mergi înainte și încearcă să ai obiectiv. Următorul atribut al unei classy lady este că întotdeauna vorbește bine și când spun vorbește bine, nu mă refer doar la vocabular, ceea ce este foarte important și iarăși cititul și documentatul și căutatul de informații și asimilatul de informații noi și învățatul vă ajută foarte mult în sensul ăsta. Lucru care este extrem de important, dar la fel de important este și să vorbești bine în sensul de vibe-ul pe care îl transmiți prin ceea ce vorbești. Încercați să aveți grijă la discursul vostru și să vă urmăriți discursul în momentul în care discutați cu alte persoane. Deci, ca să vă dau un scenariu clasic, la un moment dat, când era pauza de masă la fostul meu job, nu puteam să mai intru în bucătărie de mămicuțe. Că știți, sunt mame și sunt mămicuțele. Nu puteam să mai intru în bucătărie, mi-era groază să intru în bucătărie pentru că zilnic, de timp de multe, foarte multe luni, subiectul era același. Copilul meu face aia, copilul meu școala, școala cu meditațiile, copilul meu cu meditațiile, copilul meu cu mâncatul, copilul meu. Ceea ce poate să fie ok până la un punct. Dar hai să ne mai dezvoltăm discursul și în altă direcție. Hai să mai vorbim și despre altceva. La fel sunt aia care vorbesc non-stop de jobul lor. Am fost într-un team building. Într-unul singur am fost în viața mea și nici că îmi doresc să mai merg în viața asta în alte team building-uri. După aceea nici nu am mai mers. În care, pe lângă cantitatea imensă de alcool care s-a consumat acolo, discursul general al tuturor era munca. Clientul ăla munca. Ce face ăla, ce zice ăla, ce ăla face. Deci, în 2 zile și jumătate, cred că s-a discutat mai mult despre muncă decât s-a discutat în 2 ani de zile la muncă despre muncă. Încercați să vă formați discursul și încercați să aveți grijă la ce vorbiți și la lucruri despre care vorbiți. Oamenii ăștia, cu tot dragul și respectul meu pentru ei, aveau o viziune extrem de limitată asupra vieții, pentru că dacă îi întrebai la ce film au fost, păi n-am avut timp că trebuie să muncesc. Și iar se întorceau la muncă. Dacă îi întrebau în ce excursie au fost, păi nu, n-am mai fost de 3 ani că trebuie să muncesc și iar se întorceau la muncă. Dacă îi întrebai ceva, nu știu, nu mai intrai în artă și în alte alea că nu aveai cu cine. Deci încercați să vă formați discursuri astfel încât să vorbiți și despre altceva decât despre copii constant. Înțeleg, îi iubiți, toată lumea îi iubește până la un punct, dar hai să nu mai discutăm non-stop despre copii, că poate pe unii dintre noi nu ne interesează să știm toate amănuntele din existența copiilor voștri, zic și eu. Hai să mai discutăm și despre altceva decât despre muncă, adică când spun o femeie elegantă sau o femeie classy vorbește bine, mă refer și la faptul că are subiecte de discuție și nu în momentul în care iese din subiectul muncă sau copil vorbește despre vreme. Ci are și alte subiecte de discuție, că vorbim de filme, că vorbim de modă, că vorbim de, nu știu, vorbim de cinematografie, că vorbim de artă, că vorbim de, nu știu, ultimele locuri trending care să mergi în vacanță, dar hai să avem și alte subiecte de discuție. Iar un alt aspect care intră la capitolul vorbește bine se referă la pozitivitatea pe care o pui în discursul tău, pentru că de cele mai multe ori discursurile astea legate de copii, legate de familie, de soț, de probleme de acasă sau de muncă au o tentă negativă, pentru că încercăm să ne vărsăm frustrările sau, mă rog, oamenii ăștia încercau să-și verse frustrările
împărtășind din durerea lor cu alții care s-ar putea de multe ori să nu fie interesați. Spre exemplu, eu m-am trezit în foarte multe discuții legate de copii, de școlile copiilor, de meditațiile copiilor, de pachetelul copiilor și erau discuții care chiar nu mă interesau, chiar nu mă priveau. Pe lângă faptul că n-am nicio treabă cu subiectul, că după cum bine știți, copiii mei sunt patrupezi și n-au treabă cu școala și cu pachetelul de la școală și cu meditațiile mai puțin. Pe lângă asta, toată energia din discursul ăla era negativă, pentru că era vorba de frustrare. Eu înțeleg că pot să înțeleg până la un punct că, băi, te frustrează munca foarte tare. Pot să înțeleg până la un punct că ești frustrat că, bă, pe lângă toate problemele pe care le mai ai în viață, mai vine și problema de la școala copilului și învățătoarea care cere nu știu ce și uite gripa și sezonul de gripă și așa mai departe. Pot să înțeleg treaba asta, dar hai să nu împrăștiem toată energia asta tuturor celor din jurul nostru, da? Încercați să aveți grijă și la felul în care vorbiți, da? La energia pe care o puneți, la optimismul pe care îl aveți sau nu îl aveți, da? Încercați-vă să vă formulați discursul astfel încât să fie optimist, pozitiv, pentru că nimeni nu vrea să discute cu cineva care este posomorât și posat. Pe exemplu, un scenariu pe care l-am auzit recent. O domnișoară foarte drăguță și foarte elegantă se duce la un dineu, se întâlnește cu un domn foarte drăguț și foarte elegant de care îi place. El o place pe ea, ea îl place pe el. Toate bune și frumoase până încep să vorbească și ea începe și dă din gură și turie. Și la finalul serii omul pleacă cu capul făcut calendar pentru că efectiv omul avea capul plin de toate lucrurile pe care i le-a zis tipa. Pe lângă asta erau și foarte multe lucruri negative, fiindcă femeia dintr-o persoană drăguță pe care a văzut-o pentru prima dată la tineola s-a gândit ea să îl transforme într-o găleată în care să-și verse frustrările. Acum întrebarea mea către voi, credeți că omul ăla vrea să se mai întâlnească a doua oară în viața asta cu femeia aia? Întreb eu. Spuneți-mi în comentarii, credeți că o să vrea vreodată să mai dea ochii cu ea? E, nu vreți să deveniți genul ăsta de femeie, zic și eu. Și de-aia trebuie să aveți mare grijă la discursul și la pozitivitatea pe care o puneți în discursul vostru, mai ales când cunoașteți oameni noi. Niciodată, și mai ales bărbații, nu o să fie atrași de femei care la prima întâlnire sau la primul contact, știi, câte probleme am eu la serviciu, și șeful, și telefoane, și clienți care nu răspund la mail-uri și... Credeți că interesează pe cineva? Acum pe cinstite. Eu știu că sunt probleme, poate pentru voi sunt probleme vitale și vă rod chestiile astea, dar trebuie să vă extrageți din contextul ăsta. Încă o trăsătură foarte importantă al unei classy lady, pe care o classy lady o are, este postura. Din punctul meu de vedere, postura, și ăsta e și motivul pentru care am lăsat-o la urmă, postura se încadrează atât la maniere, cât și la atitudine, cât și la eleganța pe care o exprim prin ținută, da, prin haine. Există, după cum bine știm, acel limbaj non-verbal care spune foarte multe lucruri despre noi. De la gesturi până la felul în care stai, postura corpului, felul în care stai. Eu v-am mai spus că, fără să-mi dau seama, eu mi-am dat seama de treaba asta târziu de tot, dar eu recunosc oamenii după felul în care merg, după felul în care stau, după felul în care gesticulează, având în vedere că vederea mea este atât de proastă pe cât este, eu recunosc oamenii după elementele astea și nu mi-am dat seama de asta decât foarte târziu, să zicem de câțiva ani am conștientizat treaba asta și tot analizez în mintea mea lucrurile astea. Și la fel ca mine, mai sunt și mulți alți oameni cărora mai mult ca vorbirea le atrage atenția la cineva postura, felul în care stai. Și aici putem să punem de la felul în care mergi pe stradă, felul în care stai pur și simplu când stai dreaptă, felul în care stai la calculator, felul în care stai așezată pe scaun, felul în care stai la operă sau la teatru pe scaun, felul în care stai la restaurant, iarăși, este esențial.
Și o postură bună se capătă iarăși în timp și se studiază. Dacă mergi pe tocuri, ai un avantaj ca femeie pentru că te ajută foarte mult mersul pe tocuri, fiindcă ți îndreaptă în mod natural spatele și inevitabil stai dreaptă. Pe mine multă lume mă admiră că stau dreaptă, chiar și când stau la calculator, dacă nu am un calculator foarte micuț, stau dreaptă și multă lume îmi zicea chestia asta, mamă, dar tu chiar ai o postură foarte bună. Și asta vine aproape în mod natural de la tocuri, de la mersul pe tocuri, pentru că eu stau mult pe tocuri. Merg pe tocuri mult și cumva postura mea se îndreaptă, da? Spatele meu se îndreaptă în mod natural. Pentru că, așa cum v-am zis, postura spune foarte multe despre tine. Poate trăda când ești nervos, poate trăda când ești lipsit de încredere în tine, poate trăda când ești prea încrezător în tine. De-a lungul timpului, chiar am făcut exercițiul ăsta cu câteva persoane, reușesc să-mi dau seama de atitudinea unui om și de fapt de ce gândește un om prin felul în care își menține postura. Pentru că o să vedeți că este foarte ușor să zici, mamă, stau acum pentru 5 minute, stau dreaptă, dar în momentul în care începi să vorbești, în momentul în care începi să faci alte lucruri și nu te mai concentrezi, concentrarea ta principală, bucata ta principală de concentrare nu mai este pe postură, corpul tău o să te trădeze. De-aia este foarte importantă postura și este foarte important să-ți exersezi postura și este iarăși unul din acele lucruri care trebuie să-ți fie naturale. Trebuie să fie natural pentru tine să stai drept, pentru că altfel se va vedea că ești încordat, ești crispat. Da? Trebuie să fie natural pentru tine să te uiți în față în loc să te uiți în jos. Legat de postură, un tips și promit că fac de curând un clip cu postura și cum să ne corectăm postura și cum să ne menținem postura când mergem și așa mai departe. Promit că vine cât de curând. Dar până atunci, un mic truc este să știți că ochii joacă un rol foarte important în poziția capului, iar poziția capului îți determină postura. Știu că se vorbește foarte mult despre umeri și este bine că se vorbește foarte mult despre umeri, dar capul joacă un rol esențial în ceea ce privește postura. De ce? Capul are o greutate mult mai mare decât gâtul nostru, este aproape dublu, dacă nu triplu, ca greutate față de gât. Și ochii, știți că joacă un rol în echilibru. Dacă nu știți, vă spun eu, ochii și urechile joacă un rol în echilibru și dacă nu mă credeți, încercați să stați într-un picior cu ochii închiși și să vedem dacă vă iese. În momentul în care tu îți miști ochii de sus în jos, automat și capul tău se mișcă cu fracțiuni de milimetru, să zic, chiar mai mult, câteva părți din centimetru, așa, se mișcă și capul. Nu-ți dai seama, nu sunt niște mișcări sesizabile, dar există. Și dacă nu știi să controlezi treaba asta, te dă peste cap. Dar este foarte important unde vă uitați. Și este foarte importantă postura, pentru că, așa cum am zis, trădează foarte multe lucruri despre tine. Cât ești de sigur pe tine sau de nesigur pe tine. Care este atitudinea ta? În momentul în care ai o atitudine relaxată, postura ta va fi mai relaxată. În momentul în care ai o atitudine bătăioasă, postura ta o să exprime chestia asta. De asemenea, în momentul în care ești o classy lady, nu-ți permiți să stai în anumite posturi, pentru că nu sunt classy și nu sunt demne de tine. Și contează foarte mult să studiați lucrul ăsta și să vă devină natural treaba asta. Cam asta ar fi pentru astăzi, cam atât am avut eu să vă zic astăzi. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Dacă încă nu ați făcut-o, veniți și pe Instagram, că vorbesc în fiecare zi cu voi și mai ales acum când postez o dată la 2 zile. Vă țin la curent cu toate lucrurile care se întâmplă, vă mai dau indicii despre clipuri, vorbesc cu voi despre subiectele abordate, așa că veniți și pe Instagram. Și nu uitați că martie postăm o dată la 2 zile, să vă aștept. Vă pup și ne vedem în următorul. Ciao! Așa fie!